cea de-a doua zi a Festivalului de Teatru Hajdeian a făcut din nou sala plină la Consiliul Județean. Dovadă că arta teatrală are mulți susținători printre elevii de la HDU, familiile și prietenii lor. Festivalul a luat naștere acum 3 ani, fiind a 3-a ediție, la inițiativa elevilor. Suntem mari iubitori de teatru și dorim ca și să le transmitem și colegilor noștri care sunt în sală emoție și un mesaj contemporan sau, de ce nu, învechit, dar transpus într-o formă contemporană. În această etapă au fost prezentate piesa Boul și Viței în regia HDN-lor Ruxandra Burlacu și Alice Bodescu și piesa Micul Infern regizată de Alexandru Drăghici. Săptămâna viitoare va fi acordat marele premiu al festivalului și câte un premiu pentru interpretare feminină și masculină.